Spune-mi un artist care are succes, dar tu consideri că nu are talent și nu are ce căuta pe piața asta. O să răspund asta, îmi asum... Aoleu, nu cred! Jură-te că răspund! Nu era cea mai roz relație și... Ați fost împreună? Da. Eu personal nu văd un real talent în Inisebi. Ai vreo operație estetică? Cum că mi-am pus implanturi mamare. Am încercat să scot în oraș, dar mi-a dat cu dar între timp am aflat că deja... Deci ai primit friendzone exact. De la... Ești mișto, prea mișto, ești frumoasă să mări. Hai la gulu, gulu, gulu. Să știu ce e asta. Hei, salutare gașcă, eu sunt Bibi, voi sunteți pe canalul meu de YouTube și în acest vlog alături de mine este Emilian! Dacă nu ar fi curata, rata, rata, tata, ei! Emilian a lansat o piesă nouă, da. Și ne-am gândit să vă spunem despre ea, o găsiți în descriere. E o piesă refuzată de Smile. Aparent. Dar foarte îndrăgită pe TikTok. Da, da, da. Vă mulțumesc. Dați acolo un click, dați un share, dați un subscribe pe canalul lui de YouTube. Și, după cum bine vedeți, în acest vlog o să facem episodul 2 din Riscă-te sau spune tot. Foarte mulți v-ați dorit să continui seria asta și m-am gândit că Emilian este un invitat perfect pentru această serie. Pentru că eu zic că putem să aflăm niște chestii foarte spicy așa de la el. Să vedem dacă ne răspunde la întrebări. Dar zi-mi și mie, deci ce trebuie să fac? Avem aici nenumărate alimente, foarte scârboase de altfel. Observ. Și foarte, din punctul meu de vedere, am impresia câteodată că sunt expirate, nu știu de ce. Vie și mai scârboase, bănesc că vrei să le ieși. Păi trebuie să le combinăm, facem combinații, cele mai proaste combinații. De exemplu, ceapă cu pastă de dinți. Ok. Castraveți cu peanut butter. Vă mulțumim frumos pentru acest vlog, sperăm că v-a plăcut, aceasta a fost emisiunea noastră, la revedere! Și aici avem... O să încerc să răspund la toate întrebările ca să nu mănânc toate aceste nebunii, sper. Aici avem niște întrebări, eu am 5 întrebări, okay. Și tu ai acolo 5 întrebări. Și am 5 întrebări. Nu știm întrebările, au fost făcute de cineva, sunt întrebări mai jenante, mai inconfortabile, la care nu vrem neapărat să răspundem. Astea sunt întrebările mele pentru tine. Vezi că eu sunt foarte sincer. Da. Eu sunt foarte sincer. Da? Da. Bine. 3, 2, 1 și... Eu încep. Această... Nu, fugi de aici. Dufoare. Fugi. Avem și mâncare de câini în acest episod. Vai, fugi, te rog eu frumos, fugi cu asta de lângă mine. Alegeți culoare. Am cu întrebarea roșie, poate... Poate scap de ce nu mai ardu de la început. Hai! Dacă tot e întrebarea roșie, nu știu dacă este cea mai hardcore, dar așa pare. Așa. Mâncare de câini. Și întrebarea sună cam așa. Ia! Spune-mi un artist care are succes, dar tu consideri că nu are talent și nu are ce căuta pe piața asta. Prima întrebare a fost pusă. Emilian alege acum dacă să răspundă la ea sau să mănânce mâncare de câini. Mâncare în fund, să mănânc eu, să-mi pui tu întrebările tale cu mâncărurile tale de câini. Trebuie să mă gândesc, te referi. Nu sunt ale mele, sunt ale supermarketului. Nu știu ale cui sunt. Mamă, nu mă dau pute rău asta. Din mainstream sau din... Nu mă gândesc dacă să răspund. Un artist cunoscut de noi toți. Și care consider eu că nu, nu merită. Nu are talent și nu merită să aibă succesul pe care îl are. Răspund sau nu? Nu pot, mă, să mănânc chestia, că vomit. Deci uite de cine ți-a dat mesaj, ca să știi. Cătălina! Nu, Cătălina, nu este Cătălina momentul acum, nu! Deci gândește-te dacă vrei să răspund sau nu. Bă, nu, cred că o să răspund asta, îmi asum... Aoleu, nu cred! Jură-te că răspund! N-aș fi răspund la viața mea, eu n-aș fi răspund la întrebarea nu, asta. Nu, dar până la mea mi-asum, adică asta e ceea ce cred eu deocamdată, s-ar putea să-mi schimb părerea pentru că am mai trecut prin chestia asta odată, dar stai, să mă ierte Dumnezeu, să mă ierte Dumnezeu, să mă ierte fanii, că sunt mulți și va... Mulți la persoana asta pe care vrei să zici? Să-mi pun tot internetul în cap dacă zic asta. Hai! Doamnelor și domnilor, ce artist
crede Emilian că are un succes foarte mare, dar nu are talent și nu are ce căuta în această lume muzicală. Răspuns sau? Da, mă răspund, nu mai, gata, m-am gândit, nu, dar n-am ce să, nu am cum să mănânc mâncarea asta de câini. Consider în momentul de față, așa cum știu eu, subiectiv vorbind, consider că, nu neapărat că nu e talentat, nici nu-l cunosc persoană. Săracul, e frică să zic, nu mi-e frică să zic, dar consider că eu personal nu văd un real talent în Inisebi. Nu cred. That's my point of view. Paranteză. Dacă băiatul scrie, chiar dacă scrie ce scrie, it's ok, e ok. Nu sunt fan muzica lui sau, mă rog, muzica pe care o face neapărat. Dar dacă băiatul scrie piesele, pot să-l apreciez din punctul ăsta de vedere. Măcar nu-și scrie piesele. Dacă nu-și scrie piesele, ceea ce nu știu, de asta zic, că vorbesc un pic când ne cunoștiți de cază. Dacă nu scrie piesele și, gen, eu mai am o chestie. Bă, dacă te duci și cânti într-un concert, măcar cântă live. Dacă nu cap coadă, măcar câteva piese. Sorry, nu vreau să-mi pun lumea în cap. Adică am mai avut așa, paranteză, am mai avut așa aceeași părere despre Albert Nâbână. În continuare, nu-mi place ce face, adică nu sunt fan, n-a spus. Am zis doi, deci gata, mi se șterge un bonus de aici. Ești tare! Eu am zis că e bun pentru episodul 2 din Riscăte să-l spune tot. Dar, unele piese au haz, adică pe unele chiar le ascultam și eu. Da. Chiar dacă erau cu prostii, nu știu ce, aveau un haz. Da. La se vede că, nu văd încă. Adică se nu vede că nu... la tine chiar este ceva subiectiv, cum ai zis. Da. Și asta pot să afirm și eu, pentru că tu scrii piesele, tu ești și songwriter. Și provin dintr-o altă perspectivă, altă lume. Da. Eu sunt băiatul ăla tocilar, școlit, care a făcut școală de muzică. Care știe teorie muzicală și pentru asta Emilian are tot respectul și mai mult ca sigur și a celor care ne urmăresc. Mulțumesc, dar nu vreau să-mi pun fanii lui Inisebi în cap, apreciez orice artist și sunt sigur că fiecare tip de muzică are scopul ei. Că manelele au scopul să te distreze, toată lumea ascultă manele, toată lumea se distrează. Dacă vrei să te simți șmecher, de valoare, așa, ascult trap, te simți bine și eu ascult trap. Doar mi-a spus părerea, no hate. Dacă mi-o schimb, abia aștept să mi-o schimb. Compilații de alea peste 6 luni sau peste un an, când zici, mamă, mă apreciez de nu mai pot pe omul ăsta, să vezi. Bă, dar s-ar putea, adică nu e imposibil. Da, nu e, suntem adică oameni diferiți, schimbăm părerile și așa mai departe. Dacă băiatul evoluează și arată că poate să cânte și mai bine, să facă lucruri și mai mișto, bravo lui. Eu. Dar felicitări pentru succesul pe care l-are. Chiar serios. Albastru. Iasă. Am emoții rău de tot. Ce aici? Muștar. Hai că ai zis că nu-ți plac. Curmale cu muștar. Deci nu-i placă nici curmalele, că mi-a zis mai devreme. Și muștarul merge cu vici, dar cu curmale e rău de tot. Ceva. Hai. Olé! Să vedeți ce mănâncă fata mea acum la curmale cu muștar. Ia fie tu atentă. Numește o persoană publică căreia nu-i vezi rostul în mediul online. Nu cred. Cred. Stai să mă gândesc. O, fiecare om are rostul lui. Pe mine, fiecare om are rostul lui. Deci eu văd rostul tuturor. Ok. Că nu... Poate nu-mi place de o persoană anume. Și care ar fi acesta? Dar nu asta e întrebarea. Să spun un nume care este spus de mai multe persoane. Doar de dragul să nu mănânc, pentru că nu. Nu poți. Nu. Și stomacul meu nu e ok. Deci nu. O să spun acest nume din simplu fapt că nu văd eu rostul să fie pe social media. Adică nu văd ceva productiv. Mi se pare că având în vedere că ești persoană publică, content creator, influencer, artist, vlogger, orice vrei să fii, trebuie să ai un scop pe social media. Să faci ceva productiv, ori pentru tine, ori pentru cei care te urmăresc și așa mai departe. Cool. Toate aceste lucruri consider că nu le îndeplinește Vlad Alexandrescu. Nu știi cine e. Deci. Ok! Combinația fatală. Uite, o să iau biletul alb, poate e o întrebare mai ușoară. O să-ți aleg ceapă caramelizată.
o caramelizăm dacă vrei, cu niște ciocolată. Yeah. Hai că mai am mai bunat-o așa un pic. Uite, ciocolată. Punem pe... Ta-da! Și vrei să mușc așa? Da, așa ca din măr. O să mănânci grav! 100% nu o să poți să zici această răspuns. N-ai cum să zici această răspuns. Nu știu de ce n-ai cum să zici. Ia să vedem, ce n-am eu cum să zic? Ne poate mâini, Emilia, n-avem de unde să știi. Eu am zis că sunt foarte sincer și că mi-asum ce zic. Spune o persoană publică. Gata, nu mai mi-asum ce zic. Crei, ai făcut avansuri. Să nu mă bată că e combinat acum, dar... Nu am făcut avans. Această persoană publică a avut foarte mulți pretendenți. Așa. La un moment dat, recunosc că a început să-mi placă, nu eram neapărat... De ne răspund la întrebare, nu vine să cred! Sau ne spui povestea, dar nu ne zici. Ba da, o să vi zic, ce naiba acum, deci mănâncă ciocolată de-asta cu ceapa, ține bine la cap. S-a pus la un moment dat pata. Așa. Pe Mira. Nu cred. Bine, la un moment dat am făcut noi, am mers la un pic. Cât timp? Nu de mult. Adică nu de mult, vara anul trecut. Asta trebuie să te întreb dacă a fost când am făcut colaborarea cu Juno și era pe aici prin studio. Nu, mai de mult, anul trecut. Anul trecut ne-am întâlnit mai mulți, am fost tot așa o cabană să facem niște piese și atunci cumva mi s-a pus mie pata. Am încercat să scot în oraș, dar mi-a dat cu sin, dar între timp am aflat că degeaba... Deci ai primit friendzone exact. De la Mira. Exact. Emilian și-a primit friendzone. Da, dar să știi că acum sunt cu inima împăcată pentru că acum am aflat că pe vremea aia deja eram îndrăgostită de Levi. Da, și am zis, da, chiar da, am zis pentru Mira și Levi. Da. Da, gata, mi-a trecut, I'm ok. Da, e ok dacă nu mănâncă, nu-l prind. Roșu. Mhm. Mhm. Castraveci cu unt de arahide. Nu pot să cred, asta mă... Adică unt de arahide am mâncat și în vlogul trecut. Și mai aveam un pic să vomit. Nu-ți place? Nu-mi place untul de arahide, deloc. Dar ce mănânci, frate? Nu mănânci curmale? Nu mănânci unt de arahide? Spune o persoană publică. Ai, frate, dă-o încolo de treabă. Pe care o ai la blog, pe orice rețea de socializare și de ce ia de aici? Ia de aici că n-ai de aici, n-am pe nimeni la blog. Băi, n-am pe nimeni. Îți jur că n-am pe nimeni. Pe Instagram n-am pe nimeni ca și persoană publică. Că pe Instagram eu n-am dat, cred că în viața mea, gen blog la persoane pe care le cunosc. Poate okay. doar la oameni care vorbeau aiurea. Dar păi și nu se numără o persoană publică pentru oamenii care vorbeau. Știi tu ceva și nu știu eu? Nu știu, dar mi-e greu să cred, adică te știi atâta lume, mi-e greu să cred că... Stau să mă gândesc dacă pe WhatsApp am dat blog pe la cineva să mă enervez eu și să... Cred că ai dat. De dat, da, am dat. Ai dat? Da, nu mai era blog. Nu am, deci nu am. Zice acolo, culoare ți-a legit. Coloarea? Uite verdele ăsta deschis. Ha. Combinația banană cu ton. Banană cu ton? Ok. Could be. Dar nu-i frate că tu răspunzi. Trebuie să le întrebări mai grele. Amă că nu răspund. Ia să văd dacă răspund. Poate... Pune o persoană din mediul online cu care ai vrea să fii acum împreună. Cu care... Întrebarea e cu cine te-ai măritat din mediul online dacă ai putea. Nu cred că e vorba neapărat de măritat, ci efectiv ai vrea să ai ceva cu persoana aia, ceva relație mai apropiată. Relație mai apropiată, ai înțeles, da? Mai apropiată! Îmi pare greu. Opa, s-ar putea să mănânci. Stai un pic. Ce mi-ai dat să mănânci? Banală cu ton? Da. Am gândit, am avut eu un crash de ăsta așa, de la noi, te referi, de la noi, te referi. Da. Ei, ca așa și eu a spune. Îl am la bloc pe Justin Bieber. Dar îi dau bloc acum dacă vreau. Că m-a zis supărat. Nu, mă, nu, că e combinat, nu, are bărbat acasă. Ha, nu, mai trezesc, băi. Mănânc o banană cu tună. Am promis că nu mănânc nimic, dar nu pot, că după aia... Da, poftiți, vă rugăm. Să apucați aici vlogul.
Uitați, în meniu avem, e foarte proastă, nu, greșești. Zine e părerea. E ceva rău. E ciocolată? Ia vezi. Ia, e ceva rău. Nu mai vrei. O să mă scoși un mâine. Gustă, mă, mai gustă. Lăsați-mă în pace. Avem banana. Banana, dă-mi banana, e banana mea, hai mă rog, Zana, dă-mi înapoi banana, dacă nu te spun lui mama. Mamă, dar tu atâta vrei, am crezut că gen așa un pic, un mui, un sosuleț. Uitați-vă. Gura mare, miroase, ia uite. Ah, ce aromaterapie fac cu banana și... Hai. Mamă! Bă! Nu, eu vomit, mie nu. Bă! Chiar nu erau! Bă, rău! Chiar nu erau și... Bă, e rău! E rău, dar mănânc, nu pot să-ți cuie. Ai apă acolo. Aoleu. Mai facem vloguri, nu? Sigur că nu. O să aleg roz. Fier. Zi-mi combinația. A, suc cu pasta de dinți. Hai, că nu e chiar așa de rău. E așa pasta de dinți, apă așa, pasta de dinți și cu asta faci și gata. Și după înghiți. Ok. Și zici dacă e bun. E un fel de suc cu mentă, cred. Ana e bimentă. Hai, bani. Ai făcut vreodată o colaborare doar pentru bani? Orice fel de colaborare, nu? Sunt ceasul. El îmi face și efectele, nu mai trebuie să le pun eu în edit. Sincer, și pot să jur chestia asta, nu. Da. Chiar dacă am primit bani pentru anumite colaborări, că n-am. Ok. N-am făcut-o doar pentru bani. Am făcut-o strict că mi-a plăcut proiectul, strict că mi s-a părut fun. Și am zis, why not? Și n-ai făcut nimic așa. Doar pentru bani. Hai mă, cu fac și pasta, hai mă. Doar pentru bani. Nu, chiar nu, jur. Nu te cred, adică... Nu zic. Nu, ai refuzat o gustare bună, sincer. Nu aș fi mâncat pasta de dinți cu suc. Că era cea mai mijeră, dar... Păi, de ce că am fost sincer, am zis ce... Da, dar băia să zic, gen, ai... Da. Următoarea... Albastru. Combinația... O, mamă, ce idee briliantă am avut. Bezele. Două bezele, mamă. În zeama de la murături. Le învidi așa și rămâne, gen, că știi cum e bezeaua. Ia spune. Ai acceptat vreodată o piesă care nu-ți plăcea? Nu. Nu am acceptat. Bine, în general nu scriu eu piesele, adică... Nu e ca și cum... Adică maxim aș putea să spun că, bă... Să-mi fi zis cineva cântă piesa asta, dar adică dacă o scriu eu, n-are cum să nu-mi placă, teoretic. O scriu atunci... Bine, poate să fie o piesă mai proastă, scriu și piese proaste, nu scriu doar piese bune. Dar n-am scos niciodată o piesă să fie așa doar dragul de-a fi. Ai crezut în mine? Da, în fiecare. A, ba da, de fapt, stai, ce? Ai acceptat? A, nu, n-am acceptat. Nu te-a acceptat, scos o piesă. Am scos o piesă bălărie, da. Nu ai zis sau nu vrei? O bălărie, bine, nu e o bălărie, da. Da, mă, vă zic, dacă cred că o știți. Deci fii atentă, când a venit pandemia, știi că v-am făcut eu din greșeală sunetul ăla viral cu mamă, ce m-am plictisit. Da. Și într-o zi mi-am zis, hai să fac o piesă din asta. Da, am făcut-o și târziu, că puteam să profit de trend atunci, dar am făcut-o super târziu, după o lună și ceva. Și am făcut-o eu, așa, dar n-are nicio legătură cu mine, e ultra de Caterinca și videoclipul e filmat la mine acasă, am chemat un băiat la mine acasă să vină cu camera, că atunci nu era, eram fix când era... Da, pandemia. Pandemia, da. Și da, e cea mai bălărie piesă pe care am scos. Am scăpat de această combinație. Ha. Uite, puteam să scap și de banana pe tunda, ai vrut tu să-mi dai întrebări pe astea. Combinația, hai că ai două care au culori frumoase. Alb. Ce nu-ți place ție cel mai mult? Mâncare de cățeluș cu ketchup. Aolo! Așa, întrebarea este, ai vreo operație estetică? Nu. Nu, chiar nu. Uite-te la mine. Nasul mic de la mama, nasul.
mai, chiar n-am. Na, a, mi s-a zis, nu, nu, nu. A fost o chestie în, în online și am făcut și vlog despre tema asta vara trecută, după ce am terminat bacul. Înnebunise cancanul și toată presa cum că mi-am pus implantul mamare. Ok. Nu. Da. O să-ți dau mâncare de câini. Iartă-mă. Ce? Pulbere, da. De ce te-ai despărțit brusc de Alexandra Tănăsoiu în cadrul competiției? Exactă. Voi vedeți, nu știu despre ce e vorba. O să răspund sau nu? Bă, da, de ce să nu răspund? Adică... Cred. Fiu sincer, nu era cea mai roz relație și... Ați fost împreună? Da. Păi da, a fost cu X Factor, toată lumea știe, a fost cu mine la X Factor, la. Nu cred! Da, și da, a fost ok la început, eram tineri, eram mititei, după care... Câți ani aveai? 21. Deci acum 23, nu? Da. Acum fiți sinceri, câți ani dați lui Emilian? Exact, câți ani am eu? Fără niciun mișto, nu, eu când am auzit ce vârstă are băiatul, am zis... N-ai cum. Dar eu pe Emilian îl știu așa de când eram eu mică, mică, așa, când zic exact Emilian, doar așa îl văd. Ok. Cool, mulțumesc. Cu drag. Sunt curios ce zice lumea, să lase în comentarii. Da. Să mă simt și eu bine așa. O să le citească. N-am mai fost roz pentru că s-a produs o chestie foarte dubioasă între noi, cu X-Factor-ul. Cumva ea s-a simțit într-o competiție cu mine. Și nu a fost, adică nu aveam de ce să fim într-o competiție. Mergeam amândoi, fiecare avea felia lui, știi? Dar cumva am simțit treaba asta din dorința de a demonstra foarte mult. Noi când vorbeam, cumva nu mă lăsa niciodată să o ajut, știi? Adică eu ziceam, bă, arată și mie ce vrei să faci la X Factor. Păi uite că eu vreau să fac și asta, o să cânt și la pian, o să cânt. Zic, bă, apreciez, dar zic, nu știam. Adică n-am văzut ce vrea ea să facă până când a intrat pe scenă. Nu vrei să mi-arăți și mie, gen, știi? Și cumva, nu știu, poate se simțea stânjenită, poate se simțea cumva... Și ați simțit că e treaba asta între voi. Da, și am simțit, na, și după aia se deteriorase până s-a difuzat la televizor, se deteriorase deja destul de mult treaba, da. Și după ce am văzut și la televizor reacția, s-a... adică a fost o confirmare și... Da. Cam... Ideea e că eu am înțeles foarte bine atunci că e normal să fi fost supărată, nu e și în momentul cum a trebuit, e normal să fi fost supărată, lumea a sărit în cap că doamne s-a ofticat, că nu știu ce, că tra-la-la. Eu am înțeles atunci că a fost supărată strict pentru momentul ei, da. Dar overall mi s-a părut că undeva acolo a fost cumva și un și sentiment de ăsta... Da. Și că asta mi-a părut mie rău, că nu s-a deschis, știi? Nu m-a lăsat să o ajut și probabil dintr-o frică de asta, sau poate mă considera mai bun decât ea sau ceva. Și eu chiar am vrut eu să o ajut, adică am zis, bă, eu mă pricep să-ți fac astea, să-ți fac eu mesha, poate nu vrei să te ajut? Nu, s-a dus la cineva să-și facă. În păcate ne-a murit bateria, dar ne adaptăm și... Ne vedem bine și aici. Da, se vede foarte bine. Ne adaptăm, filmăm cu telefonul, că mai avem puțin din acest vlog interesant. Da. Bagă combinația. Combinația este... Stai să mă la întrebare întâi. Hai să văd. Nu, zici combinația prima dată. Da? N-am, să știi că n-am văzut. Ia mă că mi-ai dat tu, hai! Marshmallow cu murătură. Cu sirop de murătură. Bine. Arată-mi ultima notiță din telefonul tău. E o notiță, îmi notez toate prostiile. Arată-mi. Acum ți-a arătat! E pe primirea rău notiță! Dacă, ce se întâmplă? Aseară, da. La ora 2, mă uitam la serial. Am apucat o poezie. Da, și a zis, e penibil, grav. A zis un actor de la frumos. Da, a zis ceva și nu știu de ce. De la o păseană, am vrut să-mi notez. Dacă te naști, sărac! Citate motivaționale cu Bibi și Emilian. Nu cred că mi-am notat așa ceva și zic asta pe cameră. Te rog cu intonație. Eu sau tu? Nu, tu. E a ta. Dacă te naști sărac, nu e vina ta. Dar, dacă mori sărac, este doar vina ta.
M-am făcut de râs. M-am îndoit cât un marshmallow. Așa. Pentru că mi se pare că am fost foarte smart cu ideea asta. Da. Îmbibăm frumos în sosuleț, cum ai zis tu. Dă-i! Gata, băi! Păi gata, păi ai zis! Hai, doarme acolo! Să se vadă! Delicios. Nu pot. Super. Are super gust ce? De panadol expirat. Ți-a plăcut extraordinar vlogul? Bă, da, chiar m-am distrat. Chiar m-am distrat, mai vreau. Mai facem, mai o să facem cu, mai zic ce idei năstrușnice mai ai, că eu sunt primul care vine la bucări de astea, să mă de invitație. Nu uitați să intrați acolo, să dați un check la piesa pe care tocmai a lansat-o Emilian, Gura Ta. Mai am ca sigur, mulți dintre voi o știți deja de pe TikTok. De pe TikTok, intrați foarte nice, mie îmi place foarte mult. Felicitări! Sărmâna, follow la Bibi, follow, activați clopoțelul ca să vedeți notificările, ca să vedeți toate nebunile pe care le face ea pe vlog, ca să vedeți ce scârbușinii mai mănâncă, ca să aflați detalii cât mai spicy despre viața ei. Ești foarte bun pe reclamă, îmi sunt bună? Da. Dați-mi un follow lui Emilian. Sper că v-a plăcut episodul 2 din Riscă-te sau spune tot. Spuneți-mi în comentarii, în primul rând, ce vârstă credeți voi care e Emilian și, în al doilea rând, ce invitați vreți să mai am în... această serie nebună la care ne distrăm maxim. Eu v-am pupat tare și ne vedem data viitoare. Pa! Ciao!